N-am vene, tati, uite că eu nu-s din ăla să-mi dau un vene foarte tare. Și acum să mă duc să mă înțep în vene. Ești dus cu capul? Da. Iar faci numai, zici numai prostii. Eu nu sunt din ăla să-mi... Săracul, de ce nu te dă niciodată în viața ta și numai să te dai mare? Sau ce? De ce zici asta? Că iar mă enervez și după aia zice lumea că... Uite ce zice Armin! Vezi cum greșești în fața publicului. Zici, te-ai trezit cu fața la cerceaf? Vrei să mă închid în cameră și să... Nu, dar doar ți-am atras atenția. Nu mai atrage atenția, tot mă cert. Uite, vezi, toată ziua ați certat în casa asta. Nu este și după adevărat. Aia toată lumea spune că eu am treabă cu tine. Nu este adevărat, doar că ai scos o floricică pe guricica ta. Care eu ți-am spus că de ce nu vreau să merg la analize, ce e așa greu? Bun, hai, îmbracă-te. Ai ascuns ăla să nu se vadă lumea cum ai bătut cu ăla. Unde l-ai ascuns? L-ai rupt de spatele meu. Uite, l-a luat lipici, acum se lipește. Unde-i? Unde l-ai ascuns? Ia să văd. Uite, ai arătat? Ai arătat? Uite! L-ai rupt. L-ai rupt de spatele meu. Tu l-ai rupt. Nu, de fapt, nu l-a rupt eu, el l-a rupt, știi? Când m-ai bătut cu el, uite așa pe spate. Nu, acum, serios, cum ai putut să-l rupi? Băi, ești nesimțită? Uite așa l-ai rupt. Deci, fii atent. Deci, nu știu cum să-ți spun. Da, fii mai îngăduitor. Te rog, mai îngăduitor, mai liniștit. Nu mă mai fă. Bun? Bine, spune, oprește. Hai, să mai fac. Nu vrea cuvântul nesimțită, să mai fac nesimțită. Da, exact. Oprește, da. Gata, domn. Hai, bagă-ți ăsta care m-ai bătut. Bagă-ți-l în lapt să-l... Îl ții acolo pentru mine, dacă cumva, te rog. Nu că lipesc, că de-aia m-a lipit, uite-l acolo. Păi de ce nu l-a lipit asta? Pentru că m-am întrebat prietenii mei de pe Instagram dacă știu ei vreo metodă, pentru că dacă pun lipiciu și nu e bun și stric ăsta, a venit băiatul. Vrei să lipesc eu? Nu acum. Alo? Ceau, armonie 5 ai spus, nu? 25, da. 25. Aici mai aproape de... capăt la blocuri acolo. Da, da, e cel mai înalt bloc de aici, ăsta nu. Bine, ajung în 2 minute. Da. Bine, lasă că ia să văd dacă mi-a răspuns cineva pe Instagram.
Hei! Ce-a făcut? Dacă mă vede lumea, zice, du-te de aici cu tocătorul tău. Bă, ce-mi dă-ți ții bani. S-am dat în plus, eu am plus, da. Să vezi că țin acțiune. Ai crezut că mi-ai dat în minus. No, ție zic, că să-ți dau și un zic. Hai, du-te, îmi plac. Ești la el să vezi și zic, să nu mai vine, ești plăt tineri pe la ușă. Toată ziua te vizitează curierul ăsta. Hai, da. Du-te, du-te, că nu tu, că pe tine te știi, pe tine te cunoaște, pe tine te cunoaște. Nu, nu, nu. Ia-te. Bună ziua. Ați greșit adresa, nu la noi. Sticul la voi. Nu la noi. Au greșit adresa, domne. Te rog. Au greșit adresa, domne, nu la noi. Ce faci? Ce-i cu asta? Ce, și bani? Acum, sigur n-am greșit adresa. Șapte, eu fac să plec. Mulțumim, la revedere. Da. Mulțumim. Ia-ți vedeți. Doamne, toată ziua ne vizitează. Nu mă băiesc, nu mă... Nu știu ce se întâmplă aici. Doamne, de când a început pandemia, nu a existat o firmă de curierat să vină la mine acasă. Toată zi la ușă, câte unul, cu ba un colet, ba o rochie, ba un pantof. Sau de, am săturat. Hai, gata. Ia să vezi ce ți-ai făcut. Ce ziciți? Fain? Îți place? Hai, du-te repede, că îmi întârziem, du-te practic. Cum îi zice aia, dacă vrei când eu sandale, tara-tara-tara. Știi? Țache-țache-țale, cumpără sandale, dacă știi măsura, vin o să-ți dau gura. Țache-țache-țale, cumpără sandale, dacă știi măsura, vin o să-mi dai gura. Stai să vedem dacă e bună măsura. Hai, du-te îmbracă-te. Tu te îmbracă-te până mă împrobezi eu. Extraordinar, nu mai pace cu toată analiza pe capul tău. Gata, hai la analiză toată lumea, hai! Hai, hai repede. Bine, și voi mai aveți tare din cauza voastră să mi-l analizez. A? Ce zici? O, uite ce frumos strălucesc. Și am luat și cu toc mic. Mamă, și ce comode sunt.